poate și vă spun așa că o prindem foarte rar și este și discretă, dar și când am găsit-o, am discutat-o de toate. Ana Pârvulescu a vorbit mai sincer ca niciodată despre familie, despre beauty, dar și despre distracție. Cât ești tu în fața oglinzii cu machiaje? Cu... Să fiu sinceră, machiaj profesionist doar la fete de genul ei, în special maxim 5 minute, nu folosesc decât un fond de ten. Nu, la ce nu mă pricep, nu mă bag, las profesioniștii să facă lucrul ăsta, adică chiar nu are sens. Am două mâini stângi, nu mă potrivesc. Acasă la ea a fost și ea, imediat cum a prins puțin timp liber, căci da. Așa cum a spus-o și Elena, nicăieri nu-i ca acasă, mai ales când sunt și petreceri. Am văzut că a fost ziua domnului Gheorghe la mulți ani. Mulțumesc frumos, Doamne ajută, mulțumim să ne cum a fost la petrecere? O petrecere exact așa cum n-am mai făcut de mult, dinainte de pandemie. Ne-am adunat toată familia, am cântat, am dansat, a cântat și Elena, ne-am simțit super bine și mulțumim Dumnezeu că avem părinți sănătoși. De 1 mai, să spui cum a fost. De 1 mai, am ieșit și la club, ne-am și plimbat pe faleză, am luat și aerosol, vitamina D, adică am făcut tot ce se putea face la mare. Am întâlnit și cu Costin într-un club, că spuneai. Da, și... da, chiar mi-a spus că s-a întâlnit cu voi și... Da, ne-am distrat, cred că românii, încă o dată mi-am dat seama și am tras concluzia că românii, româncele, se distrează cel mai frumos. Pe oriunde am fost, nu cred că lumea stă atât de mult în picioare și dansează și zâmbesc și sunt fericiți. Așa văd eu românii. Ce urmează acum, pe următoare pentru tine? În perioada următoare pentru mine, soțul meu urmează să intre în vacanță, ceea ce înseamnă, având în vedere că nu este foarte des în vacanță, înseamnă că o să mergem undeva împreună cu familia, poate și noi doi, și în mare parte probabil weekendurile pe la mare, în rest cam e de muncă și la mine și la noi. Noi așa ne-am cunoscut, știm exact care sunt vacanțele, știm exact că trebuie să fim împreună, după aia vedem, când se termină totul, să vedem cum ne înțelegem de dimineață până seara împreună. S-a gândit după ce se retrage, ce urmează? Probabil că tot în domeniu. E un microb și fotbalul ca și televiziunea la voi. Și atunci înseamnă că tot pe drumul ăsta o să meargă. Și îți dai seama că îl încurajez cu mare drag, pentru că este un domeniu pe care și eu îl îmbrățișez de mic, o dată cu Costin și mai departe cu Paul. Și socrul meu este președinte la echipă. Probabil că și Luca să-și dorește, băiatul meu, să facă tot în acest domeniu performanță. Da, să fim sănătoși.